Ședința de judecată în dosarul Energocom, în care este învinuit fostul șef de stat Igor Dodon, a fost amânată. Avocații fostului președinte au motivat solicitarea de amânare prin faptul că au nevoie de timp pentru examinarea rechizitoriului. Prima ședință urma să aibă loc pe 26 septembrie, dar a fost amânată pentru 6 octombrie din cauza lipsei judecătorului. Acum aceasta urmează să aibă loc în data de 18 octombrie. Igor Dodon este învinuit că în perioada 2008-2009, când deținea funcția de ministru al economiei, ar fi aprobat un contract de achiziție a energiei electrice contrar atribuțiilor sale. În consecință, statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 124 de milioane de lei, bani care au fost transferați ulterior pe conturile unor companii offshore. Este vorba de o cauză penală pe o acțiune din anul 2008, adică 14 ani jumate. De ce se grăbesc? Pentru că termenul de prescripție expiră peste jumătate de an. Prima dată nu eram judecător, a doua oară nou prezentată toată informația procurorii.